Prima întrebare este cum ați ajuns aici, cât de greu v-a fost, cât de mult v-ați agitat? Oh, Doamne, ce înseamnă să ajungi aici? Dacă ar fi să vorbesc despre lucruri pe care eu le definesc realizări și, într-adevăr, succes care mi-au umplut sufletul, sunt două momente, practic. Intrarea la facultate, pentru că în acel an, în acea perioadă, 1987, să intri la facultate nu era o joacă. Eram 11 pe un loc la proba orală, am rămas 8 la proba scrisă, veneam din provincie în București, la universitate și mi se părea aproape imposibil să intru. Am intrat printre primii, erau doar, deci, cum vă spuneam, 100 de locuri de job pe un loc și la mi s-a părut un minunat succes. A fost, cum să zic, încoronarea muncii mele de ani de zile, faptul că mi-amintesc și acum mama mea vedea o pierdere de timp teribilă și îi spunea tatălui meu să trebuie să strângem bani la bătrânețe, să o ajutăm, că vezi, nu, în afară de faptul că citește, nu știe să facă nimic. Și am fost foarte mândră de mine, după aceea am văzut că în sfârșit mama a înțeles că și meseria de profesor poate fi meserie sigură. Al doilea moment pe care îl consider succes din viața mea e prima mea întâlnire cu fiul meu. Eram destul de rezervată și chiar credeam că nu voi fi o mamă bună și că nu mă voi descurca în această postură. Am rămas însărcinată, l-am născut toată perioada respectivă fiind la fel de rezervată și spunând nu voi fi o mamă bună, asta e, sper să mă ajute alții. Și relația cu el și modul în care am construit această relație și cu ajutorul lui altfel, nu de spus, faptul că la vârsta pe care o are citește, discutăm, e serios, are simțul umorului, are tot felul de calități, e copilul meu. Dar dincolo de asta, recunosc că da, uite, iarăși asta e o realizare, pentru că simt că i-am acordat foarte mult timp și că n-am spus că cariera e mai importantă decât copilul meu să se descurce. În egală măsură, am și găsit înțelegere, adică n-aș spune că a trebuit să fac mari sacrificii în carieră. Știu, toată lumea se așteaptă să spun succesul profesional. Sincer, e foarte greu în politică să vorbești la vârsta pe care o am eu. De-abia în politică am o vârstă mică. Pe plan biologic, aș fi vrut să fiu puțin mai tânără, dar asta e. Dar în politică am o vârstă mică. Nu poți la 40 de ani să vorbești despre mari succese. Nu. Există realizări la care am participat. Câștigarea Alianței DA în 2004 alegerilor. Nu știu, primii 2 ani de mandat de la Cotroceni. Nu mi-aparțin mie în mod special. Am avut noroc cu unor echipe foarte bune, unor oameni foarte buni, am realizat alături de ei, dar nu e neapărat succesul meu. Și tocmai din această cauză încă mi-e greu să spun în politică wow, sunt un om de succes. Nu, întrebați-mă dacă Dumnezeu drăguțul va fi suficient de blând cu mine pe la 55-60 de ani și atunci, într-adevăr, pot să vă spun că sunt un eșec sau un succes. Acum doar sunt realizări de parcurs. Ce vă putem întreba acum este dacă puteți să ne dați câteva exemple sau câteva sfaturi pe care credeți că un om care vrea să crească în carieră, în viață, să evolueze personal, ar trebui să le pună la îndeplinire ca să vă ajungă. Să știți că primul lucru pe care l-aș spune și care pare banal, dar ar fi bine să-l avem în minte de fiecare dată, e să știi exact ce vrei. Dacă nu îți pui corect, nu stabilești corect obiectivul în viață, tot drumul e greșit. Eu am știut, nu de mică în niciun caz, pentru că am trecut prin diverse etape, deci am vrut să fiu ba soldat, ba șofer de tir, ce n-am vrut să fiu. Dar pe la 15 ani am stabilit că voi fi profesor, ceea ce nu sunt până la urmă. Dar, sau mă rog, nu practic, mai bine zis, meseria. Dar în momentul în care am stabilit acest lucru, trebuie să mărturisesc că am fost foarte tenace. N-am scăpat obiectivul din vedere. După ce am decis că voi intra în presă, că vreau să văd cum e cu jurnalismul, ce înseamnă să fii ziarist, a fost obiectiv, am încercat ca drumul să fie foarte, foarte corect. În rest, toate celelalte, tenacitate, seriozitate, abilitate, ai nevoie de ele, ai nevoie de credere în tine, ai nevoie de prieteni, ai nevoie de respect.
respect, să fii respectat, să dai respect, dar toate lucrurile astea nu se întâmplă dacă, nu știu, vrei să fii prințesă și tocmai ai descoperit că pentru a fi prințesă trebuie să ai 1,80 m, nu știu. Asta e, nu poți fi prințesă. Asta e tot. Din punctul meu de vedere, oamenii care sunt neîmpliniți sau nemulțumiți sunt cei care își pun obiective greșite și care nu se cunosc pe ei, nu-și cunosc limitele și unii vor prea mult, alții prea puțin. Asta e singurul meu sfat. Stabiliți corect obiectivul, știți exact ce vreți să faceți și atunci veți ști cum să vă continuați drumul. Și o ultimă întrebare. Aveți vreo carte favorită? Oh, sunt foarte multe. Autorul preferat în mod evident rămâne de peste 20 de ani din facultate, Gabriela García Márquez, dar dincolo de asta tot descoper și descoper autori, cărți care mă cuceresc. Un scriitor spaniol tânăr, zic eu, tânăr de 40 ceva de ani, cu foarte multe premii, Carlos Ruiz Zafón, de exemplu, cărți ușoară, așa ca să spun, polițistă cu mister, dar cu o scriitură foarte frumoasă. Emil Brumaru e un poet pe care sunt așa enamorezată deja de ani de zile. Mă mișc între Márquez și Brumaru, dar sunt foarte multe cărți și foarte mulți autori pe care îi descoper, pe care îi iubesc într-o perioadă, îi trădesc cu alții și tot așa. Mulțumim mult de tot! Plăcere!